Asociațiile de dezvoltare intercomunitară multisectoriale, programele ce finanțează proiecte care pot fi depuse în comun, importanța acestora, sunt subiecte dezbătute marți, 22 iulie, la Ghimpați, în cadrul unei întâlniri la care au luat parte mai mulți primari din zona de vest a județului. La discuție a participat și prefectul Lavinia Crișu. Scopul întâlnirii este, așa cum îl știți, de dezvoltare a județului și a localităților conduse patronate de dumneavoastră. Important este să dați o atenție deosebită discuțiilor de astăzi, care pot avea o finalitate extraordinar de benefică pentru fiecare dintre dumneavoastră și pentru noi toți și pentru județ în totalitatea lui. Este vorba de fapt despre o campanie de informare demarată în urmă cu câteva săptămâni chiar în municipiul Giurgiu, denumită Informat și Implicat. Aceasta pune accentul pe necesitatea accesării fondurilor europene de către autoritățile locale, în condițiile în care veniturile proprii și sprijinul de la guvern pentru județul Giurgiu lasă de dorit. Problemele însă ale județului Giurgiu și faptul că el a fost subfinanțat cronic o lungă perioadă de timp nu se poate face cu bani de la buget și cu atât mai mult cu banii de la primăria dumneavoastră. Fii pentru care ne-am gândit să intrăm într-o etapă nouă, mai dificilă, mai complexă și mai greu de gestionat, o spun din capul locului, dar care vă poate aduce beneficii mult mai importante. Dacă se va concretiza, noul ADI al cuprinde 15 primării din zona menționată. Despre importanța acestei asocieri ne-a vorbit unul dintre cei care cunosc efectele parteneriatului pentru câștigarea proiectelor europene, primarul din Ghimpați, Constantin Cărăpânceanu. El a spus că prin noul ADI primăriile ar putea accesa mult mai ușor programele de finanțare ale Uniunii Europene. El a dat un exemplu legat de un alt ADI din care unitatea sa administrativ-teritorială face parte. Este o asociere care, după părerea mea, acesta este viitorul. Mai suntem și cu Consiliul Județean într-un ADI, pe iluminat public la nivel de județ și care a fost benefic în urma unei licitații. Nu mai depindem de Enel, suntem acum în subcontractare cu alt furnizor, este vorba despre Electrica Nord. Ceea ce s-a licitat la Bursa Română de Mărfuri și s-a dovedit că cu cât este o competiție, cu atât este în beneficiul localităților. Menirea unui primar, a mai spus Cărăpânceanu, este evident aceea de a dezvolta localitățile pe care le păstorește. Este o întâlnire administrativă, ei sunt aleși de cetățeni, noi trebuie să demonstrăm și toți ne zbatem pentru proiecte, de aia și sunt majoritatea astăzi la această întrunire, să putem să ne asociem și să construim, să dezvoltăm localitățile pentru cetățeni. Pe de altă parte, întreba ce tip de proiecte sunt prioritare pentru comuna Ghimpați și ar putea fi mai ușor câștigate alături de colegii primari dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară, primarul Cărăpânceanu a răspuns. Există undeva o sumă la vreo 4 milioane de euro, care ca prioritate ar fi apa, canalul, drumurile și după care celelalte sociale și educaționale, dar infrastructura pe asta prevede acum.